Ce, l-ai bătut pe Bobonete? Pai de cap. Câte ai dat? Câte? 14. 14? Cum 14? Păi ce, a jucat cu Gianni și cu Celentano, pe Celentano în poartă? Ești frumos. Îmi bucur că am avut... 14 ei, dar lui Bobonete? Împotriva lui, serios, da? Un om super. Da? Că și el a jucat până când s-a făcut 7-8-0, uh-huh. Mă uit după el, nu-l mai vedeam multe, a plecat la București. A plecat la București, la 7-8-0? Aveau ședințe. Mai avea glume? Nu, a fost foarte serios. N-a avut glume în repertoriu? Nimic, era prea supărat. Da? Mamă, dar el, tu cum se numește echipa ta? Amara. Și echipa lui? Aia e, las fierbință aia? Nu. Nu mai știu, dar nu mai avea glume în program? Nu mai avea, nu mai... Păi dacă a plecat minutul 40 și eu... A plecat cu mașina, nu? S-a pus și a plecat, Nu l-am mai văzut de rând. Al căutai. Bobo, ce faci, mă? Vreau să salut așa. Știe ceva cu mingea, cu varza? Da. Pă, ce tehnică. Serios? Serios. Da? I-ai dat-o, i-ai dat-o printre picioare? Când aveam mingea, lăsam. Zic, du-te, zic. Da? Așa? Nu lăsau ceilalți. I-ai dat-o puțin printre picioare? Nu. Nici nu am ajuns, că eram mijlocaș central, băgat la creație. Deci nu i-a mai ars de râs după Bobonete. Nu, mă, era foarte serios. Își certa cu colegii. Da? Nu mai era de comedie, nu mai era comediant. Era foarte serios în tot ce făcea. De comedie au fost ei. Dar atunci exterior dădea poc, central, el bătea la Vitorii. Bă, da, 14, mă. Mă bați-o pe și voi pe la 7-8. Bine. Bine, da.